Agenția Națională de Meteorologie a emis o atenționare de caniculă și disconfort termic accentuat valabilă miercuri, 19 iunie 2024, care vizează județele Timiș, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și București, iar restul țării se va afla preponderent sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Meteorologia anunță de asemenea că și pentru zilele următoare disconfortul termic accentuat se se va menține în toate zonele țării. Valul de căldură se va intensifica în Banat Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, precum și în sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele se vor situa în general între 33 și 37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorii de 20 de grade, potrivit sursei citate